ai prieteni și bine ați venit la un nou video pe canal, astăzi testăm în sfârșit uh, Raspbian OS, un sistem de operare minimalist, dar uh, foarte, foarte bun pentru Raspberry Pi, pentru calculatori foarte, foarte vechi, așa că rămâneți atenți și haideți să vedem ce poate acest sistem. Bun. în primul și în primul rând, vedem aici Run With uh, Persistence, Run With uh, Reset Persistence, Run Without Persistence, Graphical Install, Install și Install With Speech și bineînțeles Help. Așa că o să trecem repede tot pe instalare. Uh, după cum observați s-a încărcat foarte repede, deci se încarcă, cred că e unul dintre sisteme care se încarcă cel mai repede, pe care eu l-am văzut până acum cel puțin. Uh, să închid eu eroarea asta, eroarea, mă rog, de la, de la VirtualBox. Așteptăm să, să citească tot ceea ce trebuie de pe, de pe stick. Detecting hardware please după cum ați observat, nici n-a stat la discuția trecut, direct. Mai departe, bineînțeles că uh, acum ne-a apărut, uh, nu avem, pardon, bineînțeles că nu avem o, o instalare grafică, cum avem la Linux Mint, cum avem la Ubuntu, ci avem o instalare normală, minimalistă, cum era odată pe Ubuntu. Și avem aici Guided using Entire Disk, uh, Use the Entire Disk în Setup uh, LVM și Encrypted LVM. Așa că o să aleg Entire Disk, suntem pe o mașină virtuală 8.6 GB, uh, All Files in One Partition, Finishing Partition and Write Changes. Vrei? Da, doresc chestia asta uh, să se formatese hard-ul și bineînțeles așteptăm să se copieze tot ceea ce trebuie pe hard. Să nu uităm că suntem într-o mașină virtuală cu 8 gb de la 1000, 8 coreuri, i-am alocat parcă și cam atâta. Așa că așteptăm să se reinstaleze și revenim imediat. Bun! Și instalația s-a terminat, după cum vedeți, este într-un sistem, new system, așa că voi da continuă ca să se resarteze sistemul durează foarte puțin de aici, nu mai durează mult. Și deja și de restart și am intrat aici. După cum o să observați, probabil o să ziceți, băi, dar asta e Debian. Ei bine, da, este Raspbian OS, care este bazat pe Debian, la fel ca și Ubuntu, care este bazat tot pe Debian, bineînțeles. Așa că vom folosi aceleași pachete pe care le folosim în Linux Mint, în Ubuntu, în Zorin, în etc. Da? Și probabil să ziceți, da, păi, dar nu mi-am setat user, nu mi-am setat parola ca la alte distribuții. Da, pentru că la Raspberry nu trebuie să le stați la instalare, ci după instalare. Așa că avem aici un welcome. Uh, before you start using bla bla bla, press next to get started. O să dau next, selectăm limba și keyboardul. Next se setează locația, parola 1212, pentru că așa o seteze la mașina virtuală pe timp, sistem, așa, la, la, nu vreau să-și fac update-ul acum și voi da done. Și cam atât, cam asta a fost de făcut. Așa că haideți să intrăm repede de tot și pe screen configuration ca să schimbăm și noi rezoluția screen. În rest, după cum observați, arată ca un desktop normal, ca un desktop de calculator, etc și am schimbat rezoluția după cum observăm este un full screen merge click dreapta new folder new file sort file și desktop preferences avem aici să ne selectăm câteva poze dacă dorim Raspberry Pi logo bineînțeles sunt foarte foarte șterse imagine, nu știu cum să vă explic adică este la o rezoluție cât de cât micuță, nu este la o rezoluție foarte mare, dar, hei, ținând cont că acest sistem merge pe o plăcuță, să zic așa, cu 256 de mega de RAM, eu zic că este ok. Uh, o să încercăm să-i dăm sudo apt-get install htop. Să vedem. Htop. Uh, da, și în momentul de față de o consumă doar 272 de mega de RAM. Da, trebuie să facem noi mai mare așa ca să se vadă. Și... Uh, o să dau mai așa ca să vedeți voi mult mai bine, da, deci 277 de Mega de RAM, ceea ce este super, super bine. Uh, Taskbar-ul, dacă dorim mai mare, mai mic, de exemplu vreau să o fac mai mediu sau small, da, deci acest sistem poate fi folosit și de zi cu zi, în caz că dorești să folosești Linux, uh, este o versiune foarte bună, ținând cont că pe această distribuție poți învăța foarte, foarte multe chestii, pentru că de aceea Raspbian OS este o derivație din Debian, dar se bazează foarte mult pe a învăța coding, a învăța să faci jocuri și etc. Așa că haideți să intrăm în sistem să vedem cu ce vine el. O să încep de jos în sus, pentru că este mai ușor. Vine cu Shutdown, care e normal pe toate cărcătoarele, Run și Preferences. La Preferences avem Add-Remove Software, care nu prea îl găsim în Linux de obicei, îl găsim mai mult în Windows. Uh, appearance Settings. La Appearance Settings avem aceeași chestie care o aveam și în Desktop Preferences. Uh, avem Main Menu Editor. da. Dacă dorim să ne edităm meniul principal de aici, îl putem modifica. da. O să zicem că vreau un nou item, dau item selectez locația lui și aia e. Ceea ce... Mi se pare ok, sincer să vă spun, mouse and keyboard settings, presupun că nu mai are rost să mai intru aici, da? Uh, Păm mai avem Pi Server. Pi Server asta este în condiții în care tu ai anumite Raspberry Pi, deci Only Raspberry Pi 3S can be used, they must have a network boot enable be connected via internet or the same network on this server, etc. Adică mai permanește, tu vei controla Pi, uh, Raspberry Pi prin acest soft ceea ce mi se pare cât de cât ok pentru că pot controla foarte, foarte multe. Print settings, care configurăm o imprimantă, avem screen configuration, recomandate software, exact ca magazinul de aplicații de pe Linux Mint, de pe multe alte. Bineînțeles, nu are update-ul făcut, după cum știți, nu a făcut și o să dea anumite erori. Și avem Raspberry Pi Configuration. La Raspberry Pi Configuration puteți să ne schimbăm hostname-ul. Hostname-ul, după cum observați, Aici este pi aron raspberry pi, uh, Raspberry, pardon. Uh, putem modifica de aici. Punem, de exemplu, băiatul cu Linux. Bineînțeles, va trebui să dau un restart pentru chestia asta. Și, na. Uh. Bun, haideți să mergem mai departe. O să mergem la, tot la configuration și avem aici uh, boot, unde vrei, în command line sau în desktop. Autologin, login ask current user sau disable, network on boot, wait for network sau don't wait, splash on screen, enable sau disable. Uh, avem la display uh, pixel doubling, da? bineînțeles nu o să dau uh, restart acum, uh, configuration aici era, da. ok, now, ca să trecem înapoi, și mai avem uh, screen blanking. Screen blanking este în momentul când să zicem că tu ai o rezoluție foarte iure și tu ai aici negru sau pe sus sau în stânga sau jos, aici screen blanking este foarte de mare ajutor pentru că testează el automat rezoluția în care um, poți să vezi cred cât bine, unul la mână, doi la mână este foarte bun pentru că pe Raspberry Pi, nu știu dacă știți, puteți să faceți smart, smart mirroring. Adică să spui o grinda în casă care să-ți spună vremea, să-ți afișeze calendarul și multe altele. Căutați tutoriale pe YouTube, sunt foarte multe. Nu voi face din păcate, chestia asta, pentru că mi s-a părut foarte mult de muncă pentru foarte puțin ceea ce mi se oferă. Avem la interfața SSH, Enable sau Disable și avem la Localization, adică timp, timpul, timpa, doamne, limba. Uh, mai avem o altă chestie, putem să dăm Raspi config, uh, sudo raspi config. Și aici intrăm un pic mai, mai adânc, să zic așa, control. Marge, control Alt și Shift. Și după cum o să faci aici, avem sistem Option, avem Wireless, LAN, Hostname, Password, Boot, Network, etc. Omă Display Option, exact ceea ce aveam. Uh, interfața option, ok. Și mai avem aici la unde era, la uh, interface, option interface. Uh. bun, hai mă. Nu aici. Nu mai știu unde el aveam. Advanced options, parcă aveam mai multe, mai multe chestii de făcut, dar uh, după că mh, ciudat, nu merge. Nu fie, probabil doar pe Raspbian OS uh, pentru Pai Aceasta este versiunea de desktop, aveți link în descriere. Bă, mă, mergem mai departe. Pe Help avem Bookshelf, adică să citim și etc. sau proiecte care pot fi făcute cu Raspbian OS. Credeți-mă că sunt foarte, foarte multe proiecte. Nu avem noi timp să, să le parcurgem. Dar gândiți că se, pot, se pot face de la jocuri până la roboți, dau un exemplu, sau ai inteligența artificială, da? Bun. Mergem mai departe. Accesorii. La accesorii vine cu arhivator, calculator, file manager. File managerul este la fel ca la Debian, destul de ok, destul de simplu. Îmi place, chiar îmi place cum este, se mișcă superb. Ținul? Consumă foarte puțin na, memorie. Eu zic că este superb. Mergem mai departe pentru PDF Viewer, SD card copier. Pentru că da, rezbine se bazează pe SD card, nu pe USB. USB era să zic, dar da? mi-a USB. Avem Task Managerul care ne consumă momentul de față 274 de MB de RAM. Uh, unde eram? Eram aici. Terminalul și text editorul. Avem câteva jocuri care vin preinstalate avem grafică la Image Viewer, Sound and Video vine cu VLC-ul, Internet vine cu Chromium și cu Klaus Mail, Office vine cu LibreOffice, Education vine cu Smart SIM. În caz că nu știți ce este Smart SIM, este un programare pentru a învăța să, să, pui conducte, nu conducte, conductori să faci mai bine procesoare, da? Bun, și avem la programming. Ei bine, aici avem foarte multe uh, programe pe care le putem folosi. Nu 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 doresc. După cum vedem, uh, avem Sense Hat Emulator, da, pressure, humidity, etc. Uh, și putem noi să, să ne facem mai că să facem un emulator al unei PCB, al unei plăci. Să zicem că vrem să creăm placa nouă. Da, zero. Păi avem Scratch. Scratch este un uh, superb super programel pentru a pentru a învăța copiii să facă anumite jocuri da? De exemplu, când Move Step stă în around 15 grade, da? Uh, și, bineînțeles, să trebuie să-i punem noi uh, controlele. Bineînțeles, nu o să stau acum, dar gândiți-vă că puteți să editați perfect. Perfect, mă refer la faptul că, nu știu, vrei să ai două pisicuțe, să zicem, sau să modifici pisicuța. Ok, o să dau ok. New file name, ok, o să pun. să da. Așa. Am închis programul fără să vreau Mă rog, ați înțeles ideea, da? Deci în caz că dorești să pui copilul la treabă Să învețe, este foarte, foarte bun uh, Și multe, multe Alte programe de Java De uh, programor uh, Aici este pentru Mi se pare că pentru C++ Cred, mă rog În fine, ideea este simplă Se bazează mai mult pe Învățat, deci dacă dorești să înveți programare este foarte, foarte bun pentru că vine cu ele preinstalate și tu doar trebuie să le folosești. Gândiți-vă că poate aveți un copil prin casă și poate nu aveți un calculator, poate nu aveți un laptop, dar aveți o, să zic, undeva la 60-70 de lei încât să-i dați pe un Raspberry Pi și să îi instalați un uh, pe el și el de aici, bineînțeles, se poate juca, chiar și mai Minecraft se poate juca pe Raspberry, pe Raspberry pai de fapt. Um, să nu uităm și că poate fi folosit și pe cacotoare, deci în caz că ai un cacotor care îl poți folosi. Și da, eu mai mult, sincer, aș baza mai mult pentru copii, să se ducă copiii să învețe. Bineînțeles, poate fi folosit, după cum am spus mai devreme, și ca desktop, deci deschidem browserul, avem aici file managerul și terminalul bineînțeles durează durează puțin să se scrie browserul pentru că este prima rulare și dăm pe google.com. Google și iată foarte bine că a mers. Sunt curios când consumă în momentul de față. Cu tot cu chrome deschis 415 mega dintre care Uh, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 taburi, numai cu crominiu, care este baza, baza lui Chrom. Dar avem deja 300 de mega dacă observați, numai și numai de aici. Da. Deci În momentul când aș închide asta, ar trebui să văd aici o schimbare gras, drastică și da, am văzut-o uh, și pot spune că este wow. Timpul care avem și calendarul. Uh, destul de ok, volumul și uh, networking. Bineînțeles, putem să modificăm și taskbarul în caz că dorim să adăugăm cu tema pe el. Putem adăuga de aici să zicem că vrem digital clock, uh, nu, digital clock este. O să dau ad, să zicem că vreau bluetooth, da? Și unde mi l așezat? Nu mi l-a așezat încă, ok. Uh, Temperatură monitor, ok, hai să vedem, uite-l. Temperatura monitorului, bineînțeles, nu, de, nu îl detectează pentru că este în mașină virtuală, dar poți să faci chestia asta, bineînțeles, poți să faci foarte, foarte multe chestii pentru că este un Linux diversificat. Deci, da, acesta este răzbianoiesc, să zicem, partea de interfață a sistemului care îmbrulează mie în momentul de față în casă. Nu știu să, să văd dacă pot să accesez de aici, să văd sunt curios dacă pot să-l accesez. Da, pot să-l accesez. Deci, PyHole-ul rulează pe acest sistem, bineînțeles, pe partea de server, nu pe partea de grafică. Da? Și avem aici 3030. 30. Da? Ar trebui să meargă. Din câte știu eu, Grafana este loading Grafana. Admin cu admin. Enter. O să dau skip. Bineînțeles, nu se poate loga nimeni decât cei din rețeaua mea. Uh, internet connection și bineînțeles vad și internetul meu în momentul de față după cum vedeți am avut foarte multe spai cu de exemplu la ora 10 uh, ieri da nu ieri al ieri cred ca 26 pe 27 la fel am avut uh, pe 28 la fel am avut anumite probleme deci uh, da internetul meu viteza medie este de 4 mega 82 iar upload-ul este 600 de kg Milisecunde sunt uh, 53 și bineînțeles, după cum observați, nu puteam să accesez anumite site-uri, orice site are un, um, un uh, down, după cum observați, o să chiar și Google are down, uite la aici. da? Uh, iar asta este durata de încărcare a unui site la da? GitHub e de 45 secunde, google.com 0,5 și Apple.com este de 1.36. Mă rog, asta este viteza internetului meu în casă. Nu, nu contează foarte mult asta. Ideea este că vreau să vă arăt că Răzbian este foarte bun la mai multe lucruri, nu doar la unul. Dar credeți-mă că sunt oameni care folosesc Răzbian de zi cu zi pentru că nu au nevoie de altceva. Pur și simplu dai sudo, um, sudo get a, sudo apt-get install cader live. Bineînțeles, nu cred că va merge acum pentru că avem uh, nu avem update-ul, dar uh, se pare că ne-a găsit 720 MB uh, va fi ocupat și 178 uh, va fi uh, descărcați. Deci, uh, după cum observați, îl puteți folosi de zi cu zi. Este fix alegerea voastră. Da? Cam asta a fost pentru astăzi. Uh, mă bucur că ați fost alături de mine. Nu uitați să apăsați o like dacă vă plac aceste genuri de clipuri în care vă distribuții. Un design dacă nu v-a plăcut. Bineînțeles, este tot reclamă, din punctul meu de vedere. Și lăsați-mi într-un comentariu. Ce ziceți voi de această distribuție? s ar merita să o fost zi de zi? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Până data viitoare, să nu zic cu mine și nu uitați, rămâneți creativi. Pa, pa!